ziua și bine v-am regăsit! Eu mă numesc Natalia și astăzi vom croșeta ursulețul copilăriei. Ursulețul acesta nu va avea un nume, va fi doar ursulețul copilăriei. Nu știu ce anume mi-amintește din copilărie, ochișorii, culoarea, forma lui, habar nu am, dar se va numi așa. Este un ursuleț nu prea mare, deci este mai mare un pic decât o mână, da? Eu l-am lucrat cu Alize Cotton Gold. Voi alegeți firul preferat. Este un model atât de simplu că îl puteți lucra chiar și cu fir de pluș. Deci eu am folosit o croșetă numărul 2. Puteți lua o croșetă 1.75 cine lucrează mai strâns. Un ac am avut nevoie, un foarfece. Aici la ochișori este alb, la botic este crem și urechiușe, iar nasul acesta este cu maro închis. Așa că cam atât. Spor la treabă să aveți! De data aceasta vom începe lucrarea cu capul. De mult nu am mai început cu capul, chiar mi era dor. Așa că facem 8 piciorușe scurte în cercul magic. Piciorușe scurte. Tragem firul bineșor, să nu-l rupem. Rândul 2 facem 8 înmulțiri. În fiecare ochi câte 2 piciorușe scurte. Două piciorușe scurte în fiecare ochi. La final trebuie să avem 16 piciorușe scurte. Așa, 16 piciorușe scurte. Rândul 3. Avem un piciorul scurt și o înmulțire de 8 ori. Un piciorul scurt, o înmulțire. Înmulțirea este 2 piciorușe scurte în același ochi. La finalul rândului trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. Rândul 4, avem 2 piciorușe scurte și o înmulțire de 8 ori. Iar la finalul rândului vom avea 32 de piciorușe scurte. Rândul 5. Avem 7 piciorușe scurte și o înmulțire de 4 ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte și o înmulțire de 4 ori. Iar la finalul rândului vom avea 36 de piciorușe scurte. Rândul 6, deci rândul 5 am obținut 36 de piciorușe scurte. Rândul 6 avem 11 piciorușe scurte și o înmulțire de 3 ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe scurte și o înmulțire de 3 ori. Rândul 7. Avem 6 piciorușe scurte. O înmulțire. Și
și două secvențe de 12 piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2, 3, 4, 5. Doisprezece piciorușe scurte și o înmulțire. Repetăm această secvență încă o dată. 12 piciorușe scurte și o înmulțire. Și până la capătul rândului ne mai rămân 6 piciorușe scurte. Dacă nu mă înșel, trebuie să avem 42 de piciorușe scurte. Rândul 8. Avem 13 piciorușe scurte și o înmulțire de 3 ori. Iar la finalul rândului vom avea 45 de piciorușe scurte. Rândul 9. Avem 7 piciorușe scurte și o înmulțire. Două secvențe de 14 piciorușe scurte și o înmulțire. Iar până la capătul rândului ne mai rămân încă 7 piciorușe scurte. În total, la final, trebuie să avem 48 de piciorușe scurte. Rândul 10. Avem 7 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. La finalul rândului vom avea 54 de piciorușe scurte. Rândul 11. Avem 8 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 8 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori, iar la finalul rândului vom avea 60 de piciorușe scurte. Iar acum, de la rândul 12 până la rândul 19, avem 8 rânduri de lucrat simplu cu câte 60 de piciorușe scurte. Și ne întâlnim la rândul 20. Spor să aveți! Eu am terminat cele 8 rânduri cu câte 60 de piciorușe scurte. Acum vom pune ochișorii între rândul 10 și 11. Deci numărăm rândul 10 și rândul 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci pe aici. Așa. Așa. Deci ați reușit să numărați, da? De la rândul 10, între rândul 10 și între rândul 11, eu l-am pus chiar unde am aici înmulțirile. Să nu... Prima dată am încercat, am pus aici... Dar se văd urât ochiurile de înmulțire. Așa că în mijloc să fie gol. Să nu fie înmulțiri. Ce se ține de mine? Așa. Punem siguranțele și continuăm. Dacă vi se pare că e prea sus, doar vi se pare, da? Pentru că mai avem cam 10 rânduri și am încheiat capul. Vine buticul destul de mare și totul este bine, da? Așa. Am pus siguranțele, am topit, da? Continuăm rândul 20, am zis. Avem 9 piciorușe scurte. Vă mutați semnul dacă aveți nevoie. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte avem, o scădere, iar acum avem două secvențe de 18 piciorușe scurte și o scădere, da? Facem 18 piciorușe scurte și o scădere de 2 ori. Iar până la capătul rândului mai avem 9 piciorușe scurte. Piciorușe scurte și am rămas cu 57 de piciorușe. Rândul 21. Avem 17 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. Și am rămas cu 54 de piciorușe scurte. Acum vom merge normal cu câte 6 scăderi pe rând. Rândul 22 avem 7 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. Până la final. 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, o scădere de 6 ori. La finalul rândului rămânem cu 48 de piciorușe scurte. Rândul 23, avem 6 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. Iar la finalul rândului rămânem cu 42 de piciorușe scurte. Rândul 24, avem 5 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, o scădere de 6 ori. Rămânem cu 36 de piciorușe scurte la final. Rândul 25, avem 4 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. 2, 3, 4 piciorușe scurte, o scădere de 6 ori, iar la finalul rândului rămâne cu 30 de piciorușe scurte. De acum încolo vom începe să umplem lucru până, mă rog, îl umplem bine pentru că mai avem cam 3 rânduri și am terminat. Acum se va îngusta din ce în ce mai mult. Rândul 26, avem 3 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. Trei piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. La final rămânem cu 24 de piciorușe scurte. În rândul 27 avem 2 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. 1, 2 și o scădere. La finalul rândului rămânem cu 18 piciorușe scurte. Umplem bine capul. Și rândul 28 avem un picioruș scurt și o scădere de 6 ori. Rămânem cu 12 piciorușe scurte. Iar următorul rând, rândul 29, facem doar 6 scăderi. Tăiem firul și gata cu capul. Nu uitați să mai umpleți până închideți firul, da?
Așa, capul este gata, este rotund. Acum vom face urechiușile. Continuăm cu urechiușile. Urechiușile vom avea nevoie de două culori. Eu am ales o culoare mai deschisă, nici nu alb, un crem, da? Și culoarea noastră de bază. Vom începe cu a doua culoare. Și facem așa, un cerc magic și 8 piciorușe scurte în el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte. Tragem firul. Rândul 2, facem 8 înmulțiri în fiecare ochi, facem câte 2 piciorușe scurte. Și vom obține 16 piciorușe scurte la final. Rândul 3, facem un picioruș scurt și o înmulțire de 8 ori. Un picioruș scurt și o înmulțire de 8 ori. Iar la finalul rândului vom obține 24 de piciorușe scurte. Facem un picioruș alunecat la final. Și tăiem firul. Piciorușa alunecat. Piciorușa alunecat facem în același ochi. Așa. Tăiem firul. Ok. Iar acum. Aceasta este partea dinăuntru a urechiușii. Acum facem la fel, doar că cu culoarea de bază. Facem încă una la fel și încă două din culoarea aceasta sau culoarea cu care faceți voi ursulețul de bază, da? Spor la treabă să aveți! Așa, important este să faceți partea cu culoare mai deschisă prima și cu culoarea de bază a doua, pentru că după asta le vom pune parte peste parte și vom face 24 de piciorușe scurte împreună. Mergem așa, de jur împrejur. Și așa am obținut două urechiuși haioase. Firul îl tăiem, dar nu prea scurt, pentru că vom coase. Și facem încă o urechiușă la fel. Prima dată facem cu culoare deschisă în mijloc, a doua oară facem la fel, și le croșetăm cu un rând de piciorușe scurte împreună, da? 24 de piciorușe scurte. Cu urechiușile am cam rezolvat-o. Avem să facem boticul. Așa. Facem un cerc magic și 6 piciorușe scurte în el. 6 piciorușe scurte în el. Rândul 2.
avem 6 înmulțiri în fiecare ochi, câte 2 piciorușe scurte. Și am obținut 12 piciorușe scurte. Mai departe, avem așa, un picioruș scurt. Dacă vreți, puteți să vă puneți semn. Un picioruș scurt, 3 înmulțiri. O înmulțire. A doua înmulțire. Și a treia înmulțire. Așa. Mai departe, 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 piciorușe scurte. Iarăși 3 înmulțiri. O înmulțire. A doua înmulțire. Și a treia înmulțire. Iar până la capătul rândului mai avem 2 piciorușe scurte. Așa, trebuie să avem 18 piciorușe scurte pe rândul 3. Rândul 4. Avem 3 piciorușe scurte. Trei înmulțiri iarăși. Trei înmulțiri, 6 piciorușe scurte, 3 înmulțiri, 3 piciorușe scurte. Așa. Acum trebuie să fi obținut 24 de piciorușe scurte. Mai departe, rândul 5. Avem 3 piciorușe scurte. 3 secvențe de un picioruș scurt și o înmulțire. Un picioruș scurt și o înmulțire de 3 ori. Așa, 6 piciorușe scurte, 3 secvențe de un picioruș scurt și o înmulțire, un picioruș scurt și o înmulțire de 3 ori. Iar până la capătul rândului mai avem 3 piciorușe scurte. Așa, acum trebuie să avem 30 de piciorușe scurte. Rândul 6, avem 3 piciorușe scurte. 3 secvențe de 2 piciorușe scurte și o înmulțire. Deci, 2 piciorușe scurte și o înmulțire de 3 ori.
Așa. În continuare avem un picioruș scurt. Un picioruș scurt, un picioruș dublu, neterminat, luăm jeteu, avem 3 bucle pe croșetă, tragem prin toate, un picioruș dublu neterminat, 2 piciorușe alunecate, 1 și al doilea, așa, iarăși un picioruș dublu neterminat, luăm jeteu, 3 bucle pe croșetă, tragem croșeta prin toate 3. Mai departe avem 3 secvențe de 2 piciorușe scurte și o mulțire de 3 ori. Așa, iar până la capătul rândului mai avem 3 piciorușe scurte. 1, 2 și 3. Rândul s-a încheiat cu 36 de piciorușe scurte. Rândul 7. 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. De 2 ori 3 piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2, 3. Și o înmulțire. 1, 2, 3. O înmulțire. 14 piciorușe scurte. Piciorușe scurte, iarăși două secvențe de 3 piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2, 3, o înmulțire. 1, 2, 3, o înmulțire. Iar până la capătul rândului mai avem 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și rândul s-a încheiat cu 40 de piciorușe scurte. Facem un picioruș alunecat, ne lăsăm fir lung de cusut, boticul și boticul nostru este gata. Urechiușile avem, botic avem. Așa, acum punem acul în ațanac, acul în ață și vom coase boticul. Partea cu unde am făcut noi două piciorușe alunecate să fie în sus, iar boticul să vină până sub ochișori. Măsurăm într-o parte și în alta. Eu nu pun ace de siguranță, însă mi-l pun un deget pe el și nu-l mișc până nu termin de cusut. Și merg de jur împrejur în fiecare ochi din botic. Din botic în corp, da? Când aproape gata, îl lăsăm un pic, o găurică până să ajungem la final. Îmi las o găurică mică și umplu boticul cât este posibil. Depinde cât de mare să-l faceți, dar să nu iasă umplutura, că arată urât. Mai bine mai micuț decât foarte mare. Da? Spor la treabă să aveți!
Uitați-vă despre ce ziceam. Eu am ajuns aproape la final. Mi-am o găurică mică. Boticul am cusut de jur împrejur din alb în, din botic în cap. Acum voi umple boticul un pic. Cu grijă să nu fac găurici. Cam cât de mare aș, cam bine cât de mare, nu contează cât de mare vrem noi, atâta cât intră el ușor și nu se vede umplutura. Vedeți? S-a umplut un pic. După ce umplem cât credem că intră sau cât credem că e bine, terminăm de cusut. Închidem cu un picior ușa alunecat, facem noi ce ascundem firul în cap. Aproape gata, am aici nodul, încă nu l-am făcut și nici nu-l voi face aici. O să bag acul undeva lângă și o să-l mut în partea asta ca să-mi ascund acest nod. Nu mai are destul, iese ca nod. Cumva sau nu am luat eu ochi în fiecare ochi, aici am așa o denivelare mică. Ei, și voi face eu nod aici, în partea aceasta, nu o să mai fac nod acolo. Așa, am făcut nod, iar acum o să mă duc de câteva ori prin nas, prin boticul acesta lui frumos. Și îmi voi tăia firul. Eu zic că am obținut un botic destul de drăgălaș. Mai departe, haideți să coasem ochișorii, să coasem urechiușile. Așa, urechiușile le vom coase, eu le voi coase cam să fie într-al șaselea rând cusute. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, doar că le pun în lateral. E, și se termin de cusut cam aici. Vedeți? Aici vor fi urechiușile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Și a doua aici. Și a doua am zis că aici. Cam aici va fi urechiușile mele. Doar că le dau un pic mai pe spate. Nu pe spate, dar să fie la mijlocul capului. Dacă le dăm mai sus, va ieși... Ups, ce ies din cameră? Dacă le punem mai sus, va semăna șoricel. Așa că le dăm un piculeț mai pe spate. Mai în jos, pardon. Deci, le terminăm de cusut cam la rândul 5-6, am zis. Eu, iarăși, nu voi pune ac. Le voi coase din față, nu din spate. Am început cu un nod. Ready?
4, 5, pot să mai fac încă una. Primul și ultimul ochi îl lucrăm de două ori. Ești umplutura. Nu-i grav, vom curăța. Așa, iar aici vom face un nod. Așa, o să mă duc cu firul meu prin cap și îl tai. A doua ureche și o coasem la fel. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Aici va fi și a doua urechiușă. Pe două coaseți la fel. Așa, eu am terminat de cusut urechiușile, așa mi-a ieșit mie. Mai departe, vom coase năsucul. Acesta este botul, noi vom coase năsucul. Năsucul va veni pe ultimele rânduri între ochișori, da? Și va avea cam două rânduri. Eu mi-am pus firul în două, un maro mai închis. Așa, mi-am lăsat ața mai lungă și merg acum dintr-o parte în alta. Eu cred că totuși mi-am pus mai multă ață decât trebuia. Ca să aibă ce se încurcă pe aici. Duc ușor, de jur împrejur, de jur împrejur, dintr-o parte în alta. Nu tragem prea mult. Aveți grijă din start să iasă drept. Nu firele încurcate. Eu mi-am pus firul în două pentru că sunt mai hoață și vreau să termin mai repede, dar risc să mi se încurce firele, știți? Așa că decideți voi, îl puneți în două să fiți și voi hoațe sau aveți mai multă răbdare și lucrați cu un fir. Nici nu știu ce să vă sfătui. Eu mereu undeva mă grăbesc. De fapt, ca noi toți. Dacă am ști doar unde ne grăbim,
Așa. Aveți grijă când terminați să fie aceeași distanță, cât într-o parte, atât și în alta. Mă refer, dacă ați început de aici, dacă ați început dintre ochi, să terminați tot între ochi, da? Așa, când aproape gata, mergem într-un capăt, într-un colț, nu contează în care. Aveți grijă firele să fie trase la fel toate, să nu fie un fir ieșit, altul mai intrat. Le trageți pe toate în mod egal. Ia, îi facem și mustăți. Uf, mă omoară asamblarea. Abia aștept rezultatul, dar asamblarea oricum mă omoară. Pentru că de-aia am și ales de fiecare dată, aleg să fac piciorușele și mâinile, să le lucrez cu corpul împreună, să nu stau să cos. Pentru că uitați-vă, la coasere ne ia mai mult detaliile mici decât alea mari, că mai făceam două capuri de atunci. Bine, asta este și ideea, de fapt. Să facem o expresie cât mai frumoasă. Așa. Firul alb, firul... Ok, acum vom merge în jos și vom face un pic de guriță. Mă ard eu până la urmă cu ale mele două fire. Hai, vă rog, nu acum. Ah, și mă duc înapoi de unde am venit de repede, cât nu s-a încurcat nimic. Așa. Doamne, am reușit fără să încurc firele. Ce minunat! Ei, puteți să-i faceți și o guriță dacă vă doriți. Eu nu am să-i fac o guriță, dar după ce ascundem mustățile astea, uitați-vă că se potrivește și o guriță. Vedeți? Vedeți voi. Așa, acum facem nod, ascundem firele și cam atât cu capul nostru. Așa, parcă totul e bine. Haideți să facem o margine la ochi cu alb. Poate arată mai bine.
Știți ce zic, nu? Așa. O să mă duc pe aici pe jos ca să nu se vadă firul. Nu tragem prea tare. Trebuie să mă întorc. Este o umplutură. Așa. M-am dus cu un ochi prea în mijloc. M-am dus prima dată aici și asta înseamnă că e prea mare diferența. Diferența e, nu știu cum să vă explic. În fine, nu trebuie să vină acest fir peste ochișor înăuntru, trebuie să vină așa frumos în afară. E, acum e mai bine. Acum o să fac aici nod și ascund firul iarăși. Și cred că de data aceasta am terminat cu capul lui. Până la final mai vedem noi dacă îi mai lipsește ceva, îi mai facem ceva. Super! Acum vom continua cu piciorușele și mânuțele. Sunt așa. Facem piciorușul. Piciorușul are 7 ochiuri de lanț. Unu, doi, trei, patru, 5, 6, 7. 7 ochiuri de lanț. Din al doilea ochi facem un picioruș scurt. Patru piciorușe scurte. Deci 5 în total, da? 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. În ultimul ochi rămas facem 5 piciorușe scurte împreună în același ochi. 1, 2, 3, 4, 5. În continuare facem 4 piciorușe scurte. 3, 4 piciorușe scurte și în ultimul ochi facem o înmulțire. Am obținut 16 piciorușe scurte. Rândul 2. Începem cu o înmulțire. Patru piciorușe scurte. Patru piciorușe scurte, 5 înmulțiri
în fiecare ochi câte două piciorușe scurte de 5 ori. A doua înmulțire, a treia înmulțire, a patra înmulțire și a cincea înmulțire. 4 piciorușe scurte în continuare, 4 piciorușe scurte, iar până la capătul rândului avem 2 înmulțiri. Am obținut 24 de piciorușe scurte. Rândul 3. Începem cu un picioruș scurt, o înmulțire, 4 piciorușe scurte, cinci secvențe de un picioruș scurt și o înmulțire, un picioruș scurt și o înmulțire de 5 ori. Patru piciorușe scurte în continuare și două secvențe de un picioruș scurt și o înmulțire. Prima secvență și a doua secvență, un picioruș scurt și o înmulțire de două ori, da? Așa, rândul 3 s-a încheiat cu 32 de piciorușe scurte. Rândul 4, avem 2 piciorușe scurte, o înmulțire, 4 piciorușe scurte, 2 piciorușe scurte și o înmulțire de 5 ori, 1, 2 și o înmulțire de 5 ori. În continuare, 4 piciorușe scurte, 2 secvențe de 2 piciorușe scurte și o înmulțire. 1, 2 și o înmulțire. 1, 2 și încă o înmulțire. Rândul 4 se încheie cu 40 de piciorușe scurte. În continuare, rândul 5, 6 și 7, 3 rânduri cu câte 40 de piciorușe scurte. Așa, am făcut cele 3 rânduri cu câte 40 de piciorușe scurte. Rândul 8, avem 2 piciorușe scurte, 1, 2, o scădere, o scădere, 4 piciorușe scurte, 2 piciorușe scurte, o scădere, 4 piciorușe scurte, iar acum 5 secvențe de 2 piciorușe scurte și o scădere, 1, 2, o scădere, 1, 2, o scădere, 2, a treia scădere, 1, 2, a patra scădere, 1, 2 și a cincea scădere. Așa, iarăși în continuare 4 piciorușe scurte, 2, 3, 4 și 2 secvențe, iarăși de 2 piciorușe scurte și o scădere. 1, 2 și o scădere, 1, 2 și o scădere. Am rămas cu 32 de piciorușe scurte.
Mai departe, rândul 9, avem 7 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, 5 secvențe de un picioruș scurt și o scădere, un picioruș scurt, a doua scădere, un picioruș scurt, a treia scădere, un picioruș scurt, a patra scădere, un picioruș scurt și a cincea scădere. 8 piciorușe scurte acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte și o scădere. Așa, am rămas cu 26 de piciorușe scurte. Rândul 10, lucrăm simplu un rând cu cele 26 de piciorușe scurte. Rândul 11, avem 4 piciorușe scurte. 4 piciorușe scurte, o scădere. Iarăși 4 piciorușe scurte. Trei scăderi. O scădere. A doua scădere. Și a treia scădere. Din nou 4 piciorușe scurte. O scădere și până la capătul rândului mai avem 4 piciorușe scurte. Și 4. Așa. Rândul 11 s-a încheiat cu 21 de piciorușe scurte. Rândul 12. Avem 5 scăderi și 5 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. 1, 2, 3, 4 și 5 și o scădere. Repetăm secvența de 3 ori în total pe acest rând. La finalul rândului rămânem cu 18 piciorușe scurte. Deja puteți umple talpa dacă vă doriți. Eu o voi umple pentru că mie mi este mai ușor să lucrez când am talpa umplută. Așa, iar în continuare, rândul 13, de la rândul 13 până la rândul 18 vom lucra 6 rânduri cu câte 18 piciorușe scurte. Și ne întâlnim la rândul 19. Rândul 19, avem 4 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. La finalul rândului rămâne cu 15 piciorușe scurte. Așa. Următoarele 3 rânduri, rândul 20, 21 și 22, lucrăm simplu. 3 rânduri cu câte 15 piciorușe scurte. Rândul 23, avem 3 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. 2, 3 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. La finalul rândului rămânem cu 12 piciorușe scurte. Iar rândul 24, lucrăm simplu, un rând din cele 12 piciorușe scurte.
11, 12. Așa. Acum vom umple piciorușul. Îl vom umple nu până la capăt, deci până la capăt, dar nu îndesat, da? Uitați-vă, el ar mai intra. Tălpița o umplem binișor, dar aici sus piciorul, cam până aici să zic că îl umpleți. Așa, după care vom pune piciorușele parte peste parte și le vom coase. Fiți atenți, la un picioruș poate este nevoie să faceți un picioruș scurt, două în plus, ca să fim la margine. Înțelegeți? E, acum am ajuns, pentru că noi vom coase piciorușele așa de corp, da? Deci, e ca... Depinde, la un picioruș poate trebuie să faceți un ochi două, la altul poate trebuie să scăteți un ochi două. 3, 4, facem 6 piciorușe scurte. 5, al șaselea eu îl fac alunecat și cu un ochi de lanț să fie de nod. Așa, firul nu-l tăiem prea strâns, firul nu-l tăiem prea lung pentru că le vom lua în lucru. Scoatem minunatele marcatoare, așa, și facem două piciorușe la fel. Așa, a ajuns și rândul mânuțelor, după care vom face corpul. Noi facem mânuțele, piciorușele înainte pentru ca să le luăm în lucru cu noi, să nu stăm după să le coasem. Deci, mânuțele le facem un cerc magic și 6 piciorușe scurte în el. Rândul 2 facem 6 înmulțiri. 6 în fiecare ochi câte 2 piciorușe scurte, iar la finalul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Rândul 3, avem un picioruș scurt și o înmulțire de 6 ori. Un picioruș scurt, o înmulțire. Un picioruș scurt, o înmulțire. Așa de 6 ori, iar la finalul rândului vom avea 18 piciorușe scurte. Am obținut 18 piciorușe scurte. În continuare, eu am să-mi pun un semn ca să lucrez fără să mai număr rândurile, în caz de greșesc sau ce știu eu. Așa, iar acum, de la rândul 4 până la rândul 11, avem 8 rânduri să le lucrăm cu câte 18 piciorușe scurte. Și ne întâlnim la rândul 12. Rândul 12. Avem 7 piciorușe scurte. Două scăderi. Iarăși 7 piciorușe scurte până la capătul rândului.
Așa, am rămas cu 16 piciorușe scurte. Următoarele 3 rânduri, rândul 13, 14 și 15, le lucrăm cu câte 16 piciorușe scurte. Deja ușor, ușor putem umple, da? În continuare, rândul 16, avem iarăși 7 piciorușe scurte. Piciorușe scurte, două scăderi, iar până la capătul rândului mai avem 5 piciorușe scurte. Așa, 5 piciorușe scurte, am rămas cu 14 piciorușe scurte. Rândul 17, 18 și 19, lucrăm simplu, câte 14 piciorușe scurte pe rând. 3 rânduri, da? Rândul 20, avem iarăși 7 piciorușe scurte. Două scăderi și până la capătul rândului mai avem 3 piciorușe scurte. Următoarele rânduri iarăși le lucrăm simplu. De data aceasta 12 piciorușe scurte pe rând. Mânuțele trebuie să fie umplute la fel, jumătate, da? Uitați-vă. Cam așa. După ce am terminat, uitați-vă, ele oarecum au primit o formă, mânuțele. Căutați forma. Cam așa. Deci iarăși am să fac încă două piciorușe scurte ca să ajung la mijlocul dorit. 1, 2. Iar acum pun parte peste parte. Și fac 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, iar al șaselea fac alunecat și un ochi de lanț. Gata! Eu am terminat cu mânuțele, cu piciorușele, pot să mă apuc de corp. Abia aștept acest moment. Dacă n-ajung la corp, deja mă simt cumva ușurată, cum se zice, nu știu. Așa, deci, observați, da? Mânuțele au așa o formă mai rotundă încoace. Asta o să vină înăuntru, spre burtică. Așa, avem și mânuțele. Voi o faceți și pe a doua. Eu am să mă apuc de corp. Vom merge cu corpul ca de obicei în creștere, secvențe cu câte 6 secvențe. Începem cu un cerc magic. Și 6 piciorușe scurte în el. Așa, o să mergi, pentru cine știe să croșeteze și nu are chef să asculte toată poezia mea, puteți să mergeți în creștere până ajungeți la 6 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori, până obținem 48 de piciorușe scurte. Eu am să merg încetuți pentru toată lumea care nu știe. Așa, 6 piciorușe scurte am făcut în cercul magic, rândul 2 facem 6 înmulțiri, în fiecare ochi câte 2 piciorușe scurte. Acesta este rândul 2 și
și la sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Așa, 12. Rândul 3. Avem un picioruș scurt și o înmulțire de 6 ori. Un picioruș scurt, înmulțire. Firul rămas, eu îl lucrez până îl termin aproape. Un picioruș scurt și o înmulțire de 6 ori. La finalul rândului vom avea 18 piciorușe scurte. Rândul 4. Avem 2 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 1, 2 și o înmulțire. 1, 2 și o înmulțire. Repetăm secvența de 6 ori, iar la finalul rândului vom avea 24 de piciorușe scurte. Rândul 5. Avem 3 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 3 și o înmulțire de 6 ori. La finalul rândului vom avea 30 de piciorușe scurte. În rândul 6 avem 4 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 2, 3, 4 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. La finalul rândului vom obține 36 de piciorușe scurte. Îmi pun un semn pentru că uit să mă mai opresc. Așa, mai departe. Rândul 7, avem 5 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 2, 3, 4, 5 și o înmulțire de 6 ori. La finalul rândului vom avea 42 de piciorușe scurte. Rândul 8, avem 6 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte și o înmulțire de 6 ori. La finalul rândului vom avea 48 de piciorușe scurte. Așa, am terminat cu cele 6 secvențe. Mai departe, avem rândul 9. Facem 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, o înmulțire. Acum avem 2 secvențe de 15 piciorușe scurte și o înmulțire. Deci, de 2 ori facem 15 piciorușe scurte și o înmulțire. Zece, 11, 12, 13, 14, 15 piciorușe scurte și o înmulțire. Repetăm această secvență încă o dată, da? 15 piciorușe scurte și o înmulțire. Iar până la capătul rândului mai rămân 8 piciorușe scurte. Rândul se închide cu 51 de piciorușe scurte. Rândul 10, avem 3 secvențe de 16 piciorușe scurte și o înmulțire. De 3 ori, iar la finalul rândului vom avea 54 de piciorușe scurte. Așa, iar acum, rândul 11. La rândul 11 vom lua în lucru și piciorușele. Piciorușele le aranjăm așa, nu așa, da? Aveți grijă.
și începem rândul 11 cu 6 piciorușe scurte împreună cu picioruș cu corpul. 1 2 3 4 5 și 6. În continuare facem 21 de piciorușe scurte între până la următorul picioruș. 21 de piciorușe scurte. 3 19, 20, 21. Mai departe. Luăm și al doilea picioruș, îl aranjăm la fel să vină ca primul picioruș, da? Cu papucul în față. Așa, mai facem încă 6 piciorușe scurte cu al doilea picioruș. Îmi iau prima dată piciorușul, după aia mă duc în corp. Primul ochi, 1. 2, firul rămas îl iau cu mine, 3, 4, 5 și 6. Iar până la capătul rândului mai avem 21 de piciorușe scurte. Pentru mine, nu știu pentru voi, asta este cea mai bună și cea mai sigură metodă. E croșetată, n-are cum să-l rupă decât ursul de tot să-l rupă, cine vrea să-l rupă, da? Deci până la capătul rândului mai avem 21 de piciorușe scurte. 21 și avem la fel 54 de piciorușe scurte. Avem 54 de piciorușe scurte și două picioare, da? Ok. Acesta a fost rândul 11, rândul 12, rândul 13, lucrăm simplu, două rânduri cu câte 54 de piciorușe scurte. Spor la treabă și ne întâlnim la rândul 14. Rândul 14, avem 16 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. La finalul rândului rămânem cu 54 de piciorușe scurte. Nu, 51, da, pardon. Repetăm secvența încă de două ori. Rândul 15 avem așa. 7 piciorușe scurte. 5, 6, 7 piciorușe scurte, o scădere și două secvențe de 15 piciorușe scurte și o scădere. Deci de două ori 15 piciorușe scurte și o scădere. 5, 6, 7, 8. Așa, 15 piciorușe scurte și o scădere de două ori, iar până la capătul rândului mai avem 8 piciorușe scurte.
Așa. Și am rămas cu 48 de piciorușe scurte. Rândul 16, avem 14 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 piciorușe scurte și o scădere de 3 ori. La sfârșitul rândului rămânem cu 45 de piciorușe scurte. Rândul 17, avem 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte, o scădere, 13 piciorușe scurte și o scădere de 2 ori. Am făcut, iar până la capătul rândului mai avem 8 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și rămânem cu 42 de piciorușe scurte. Rândul 18, avem 9 piciorușe scurte și o scădere. 5, 6, 7, 8, 9 și o scădere. Două secvențe de un picioruș scurt și două scăderi, un picioruș scurt, două scăderi. A doua scădere, iarăși un picioruș scurt și două scăderi. Așa, acum avem un picioruș scurt și o scădere. Iar până la capătul rândului ar trebui să avem cam 18 piciorușe scurte. Corect. Așa. Și am rămas cu 36 de piciorușe scurte. În continuare, rândul 19, lucrăm simplu 36 de piciorușe scurte. Așa. Rândul 20, avem 4 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. 2, 3, 4 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori, iar la finalul rândului rămânem cu 30 de piciorușe scurte. Iar următoarele două rânduri, rândul 21 și 22, lucrăm simplu două rânduri cu câte 30 de piciorușe scurte. Așa, de la acest rând putem deja să umplem încetul cu încetul, pentru că ne apropiem de final. Așa, am făcut 21-22 cu câte 30 de piciorușe scurte, două rânduri. Avem rândul 23 în continuare și facem 3 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. Piciorușe scurte și o scădere de 6 ori și rămânem cu 24 de piciorușe scurte. După care, următoarele două rânduri, iarăși lucrăm simplu, două rânduri cu 24 de piciorușe scurte. Așa, iar acum trebuie să luăm mânuțele în lucru. Avem ultimele două rânduri, le-am făcut cu câte 24 de
piciorușe scurte. Așa, acum rândul 26 avem, începem cu mânuțele, le aranjăm cum să fie, așa, și începem cu 6 piciorușe scurte împreună cu prima mânuță. Una, două, trei, patru, cinci și șase. Așa, prima mânuță o avem gata. Între mânuțe avem 6 piciorușe scurte, adică mai în continuare facem 6 piciorușe scurte. Firul nu-l tai, îl lucrez. 2, 3, 4, așa, 6 piciorușe scurte între lăbuțe. Mai departe, aranjăm și a doua mânuță și mai facem încă 6 piciorușe scurte împreună cu a doua mânuță. Unu, doi, doi, trei, patru, cinci și ultimul ochi, 6. Așa, iar până la capătul rândului mai avem 6 piciorușe scurte. Ne uităm dacă vin amândouă la fel, da? Să nu vină una la spate, una în față sau ce știu eu cum. Așa, iar până la capătul rândului am zis că mai avem 6 piciorușe scurte. Perfect. Mai departe, avem rândul 27, unde avem 2 piciorușe scurte și o scădere de 6 ori. 1, 2, 3, ce deșteaptă sunt? 2 piciorușe scurte și o scădere, am zis, de 6 ori. Doi și o scădere. La capătul rândului trebuie să rămânem cu 18 piciorușe scurte. Și ultimul rând, rândul 28, vom lucra simplu un rând cu 18 piciorușe scurte, după care vom coase capul. Umplem lucrul bine, bine și coasem capul. Ca să nu umble capul, gâtul trebuie umplut maxim. Deci nu știu cum faceți, să nu faceți găurici în burtică, dar gâtul trebuie să fie umplut foarte, foarte bine. Așa, vom tăia firul, gâtul cred că e plin și al vostru, eu l-am umplut cât am putut, să-mi pun ața în ac. Așa, la capul vom coase fără nicio regulă, ideea e că nu încurcați fața cu spatele,
Așa, voi face aici un nod prima dată. Nu încurcați fața cu spatele, iar spatele începem să-l coasem de la, aici a fost ultimul rând, da? E, spatele îl vom coase pe primul rând, sau al doilea, cum ar fi, hai să zicem acesta de la găurică este primul, doi. Cam așa. Îl aranjați fața să fie în față și îl coasem simplu. Fără nicio regulă, am zis. Stați așa. Eu când ajung la coasere, zici că tremur. Îl fixăm bine, bineșor. La sfârșit, înainte să închidem de tot, când ne mai rămân câteva ochiuri, fiți atenți dacă e destul de plin capul, corpul. E, și nu ne rămâne decât să mergem dintr-un ochi în altul. Eu îmi aleg un rând. Și lucrez pe el. Ah, Doamne! Deci voi închide camera pentru că nu mi este absolut deloc comod. Da? Îl coasem și ne întâlnim la final. Ursulețul meu este aproape gata. Totuși vreau să arăt pentru cine nu știe deloc să coase, că mi-a mai revenit și eu. Deci iau prima dată ochiul din corp. După care mi-am ales un rând sus, iar sus în cap fac așa. Iarăși, următorul ochi din corp, după, mai departe sus și strâng bine după fiecare fir. Următorul ochi din corp, acum sus. Avem de curățat la urmă, dar nu e asta cea mai mare problemă. Așa, vedeți, la mine practic nu va umbla capul, nu știu cum să vă arăt. Deci nu e atât de... Pentru asta trebuie, dacă totuși vă umblă capul încă, mai aveți loc să băgați umplutură. Luați o coadă de croșetă rotund și împingeți și băgați umplutură acolo încă. Eu voi închide și am terminat cu capul. Mai am câteva ochiuri. Așa, mi-am tăiat firul. Nu mi l-am tăiat încă. Am făcut nod. Mă duc un pic prin cap, îl plimb, după care voi scoate toate semnele și ursulețul meu este gata. Așa, capul totuși nu-i umblă. Știți ce înseamnă să umble capul? Să umble din stânga dreapta totuși. Așa, la gât îi putem pune un fular. Îi putem pune o fundiță, un papion, depinde ce îl faceți voi, fetiță sau băieței. Eu tare îmi doresc totuși să-l îmbrac, să vedem ce reușesc. Poate în următoarele tutoriale îmi fac curaj și fac și o salopițică mică. Așa, atât pentru astăzi, dragele mele. Sper că v-a plăcut și ursulețul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!